cuvinte de mângâiere pentru cei înfrișcați, El va înviora pe cei care sunt doborâți de înfrișcare. El are cuvinte speciale și pentru copilași, pentru părinți, pentru bunici. Domnul vrea să vorbească și prietenilor noștri. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Deschidem inima în fața cuvântului care va fi transmis din partea lui Dumnezeu, fie prin cântare. Și în sensul acesta a fost invitat fratele Emanuel din Baia Mare, cartierul Valea Borcutului. Este împreună cu un grup de copii de acolo și cu soția dânsului. Domnul să vă binecuvinteze, bine ați venit la Recea. Pentru predicarea Evangheliei este invitat fratele Daniel Cornea. Domnul să îl binecuvinteze cu har în slujire. Amin. Frații vor lăuda pe Domnul cu cântare, după care fratele Dinu Rodilă va sluji înaintea lui Dumnezeu pentru un îndemn la rugăciunea care vrem să o facem în comun. Dumnezeu să ne dea har. Amin. Amin.